Dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intre în viață șchiop, socciung, decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochi și să fii aruncat în focul Gehenei. Totuși, dacă nu ai bani și ai nevoie să te căsătorești și trebuie să pleci în străinătate, Dumnezeu înțelege și e ok să curvești. Deci luați-vă un apartament și, pentru bani, sacrificați-vă mântuirea. Dumnezeu va înțelege.